Răsfoind documentele mele mai vechi, am dat peste poezia lui Florin Galchiș. Nici nu știu câți ani, era student și la mănăstire, într-o luni seara, pe o foaie de pătrățele mi-a dat ceva, nici n-am putut să o citesc în grabă, dar am dus acasă și m-am uitat peste el, o poezie de-a lui. Și aș vrea să încep recitând-o. E oare un lucru rău să rog pe Dumnezeu să-mi sufle în aripi viața? Să not prin curcubeu? Dar viața, ce-i viața? Un duh pe care nu-l simți și îl ții mereu în cușcă și îl pui să creadă în vânt? Aș vrea să zbor, să cad fără fior, să alerg pe lângă vulturi, să stau pe un cuib de nor. Aș vrea să sorb paharul ce mi-este ruit, să zbor, să simt, să cuget și tot ce mi-e sortit. Ce-i viața? Aș întreba și eu. Azi mei, viața e putere. Priviți un fir de lăcrămioare care sparge asfaltul. Puterea de a renunța la mine de dragul altuia. Puterea de stăpânire de sine când sunt provocat. Puterea de a rămâne smerit atunci când sunt lăudat sau puterea de a dărui când sunt ispitit să cer. Viața este puterea de a răbda când trec prin greutăți. Puterea de a vorbi de bine când sunt vorbit de rău. Sau puterea de a întoarce și celălalt obraz când sunt pălmuit și scuipat pe nedrept. Viața este puterea de a sta liniștit, chiar și în fața morții, pentru că știu de unde vin și știu unde mă duc. Spuneți-mi, care dintre noi nu și-ar dori acea experiență spirituală care să ne ridice deasupra tuturor zbaterilor și frământărilor a luptei cu păcatul, să ne aducă în starea aceea de biruință perpetuă? Am putea numi o astfel de experiență botezul cu Duhul Sfânt sau umplere cu Duhul Sfânt și găsim chiar și versete în Biblie ca să începem să strigăm la Dumnezeu pentru o astfel de experiență. După ce Domnul Iisus le spune ucenicilor cum trebuie să roage, în Luca capitolul 11, El le spune o pildă despre un om care la miez de noapte primește un musafir și se pomenește cu șpaisul gol, dacă știți ce e un șpais, dar cu șpaisul gol și n-are pâine să pună pe masă și fuge la vecinul lui și bate la ușă, dăm trei pâini, m-a venit un musafir, n-am ce-i pune pe masă. Vecinul îi spune, lasă-mă cu copiii mei în pat, nu mă deranjai, miez de noapte. Și omul acela nu s-a lăsat până când prietenul lui nu s-a sculat și a dat pâinile. Și Domnul Iisus conchide pilda spunând, dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Acum noi putem să cerem Duhul Sfânt și putem să ne și imaginăm că în momentul în care îl primim, am scăpat de toate durerile, pentru că Duhul lui Dumnezeu, nemărgita mărimea puterii Lui, ne saltă deasupra frământărilor cu păcatul, ne face biruitori în viață. Dați-mi voie să vă duc înapoi la ziua cincizecimii, la ziua coborârii Duhului Sfânt și ascultați porunca Domnului Iisus. Rămâneți în cetate până voi turna peste voi făgăduința Tatălui meu. Dacă veți citi cu atenție Fapte 2, este singura poruncă pe care le-o dă Domnul Iisus. Indiferent ce ar fi făcut, n-ar fi putut grăbi sau întârzia lucrurile. Erau planificate din ceruri. Tot ce aveau de făcut este să rămână în cetate, să aștepte făgăduința Tatălui. Dar ei au învățat prin ceea ce l-a spus Domnul Iisus, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și ce să facem cu ea, Doamne? Și veți fi martori din Ierusalim până la marginile pământului. Și au înțeles ucenicii că puterea lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt, ni se dă pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Nu ca să ne simțim noi bine,
ci pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Dar să las introducerea, să-i pun lui Pavel o întrebare. Pavele, ce ne spui despre Duhul Sfânt în cartea Romanii? Am răsfoit toată cartea și, spre surprinderea mea, în primele 7 capitole, Duhul Sfânt este pomenit o singură dată, în capitolul 5, versetul 5. Dați-mi voie să creionez contextul. Pavel, în capitolul 5, versetul 1, ne spune că lui Hristos îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har, adică în împărăția lui Dumnezeu. Și el spune, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare și biruința aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Vă rog, notați trecutul. Prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Nimeni nu intră pe poarta împărăției fără să primească Duhul Sfânt. Și vă spun și de ce. Pentru că cine n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Interesant, în capitolul 8 în care noi suntem în această dimineață, Duhul Sfânt este menționat de 16 ori, iar în capitolele care urmează de încă 24 de ori. Este imposibil să nu spui întrebarea, simplu observând aceste lucruri, ce vrea să comunice Dumnezeu prin modul în care organizează lucrurile într-o carte? Uitați-vă o clipă la cele trei persoane ale Trinității și la rolul lor în mântuirea noastră. Scriptura spune că Tatăl a plănuit mântuirea, a ctitorit mântuirea, alcătuind un plan în sine însuși. Dar ca să-l aducă la îndeplinire, cineva a trebuit să plătească prețul păcatelor noastre. Și acesta a fost Fiul. Dacă Tatăl a plănuit, Fiul a plătit. Duhul Sfânt, în schimb, aplică și lucrează mântuirea în viața noastră, în așa fel încât efectele, roadele mântuirii, să înceapă să se vadă în viața de zi cu zi, să fim transformați într-un chipul și asemănarea Fiului lui Dumnezeu. Tatăl a plănuit, Fiul a plătit și Duhul Sfânt lucrează și cioplește în noi chipul Fiului Său. Și asta este mântuirea. De aceea Pavel subliniază un adevăr pe care n-ar trebui să-l pierdem din vedere. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. A fi creștin fără Duhul Sfânt este o contradicție în termeni. Dragii mei, poți fi religios, poți aparține de un cult, poți trece prin ritualuri religioase, dar nu despre asta e vorba. Întrebarea este dacă aparții sau nu aparții împărăției lui Dumnezeu. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Priviți cu mine o clipă cartea Romani, nu toată, miezul ei, unde ne aflăm și acum. Am parcurs împreună creștinul și legea, capitolul 6 și 7. Ne aflăm în capitolul 8, creștinul și Duhul Sfânt. Dar urmează capitolele 9 la 11, capitole grele, care vorbesc despre predestinație și liber arbitru în accepțiunea multora. Și eu am denumit capitolele 9 la 11 pericolul tăierii din măslin. Și acum vă pun o întrebare, urmărind simplu secvența revelației. Felul în care Dumnezeu vorbește, ordinea în care pune lucrurile, comunică un adevăr pentru noi. Dacă vorbim în capitolul 8 de prezența Duhului Sfânt în noi, de ce mai trebuie să vorbească Pavel despre pericolul tăierii din măslin? Oare prezența Duhului Sfânt nu elimină acest pericol din viața noastră? Secvența revelației ne obligă să spunem nu? În ciuda faptului că suntem călăuziți de Duhul, pericolul tăierii din măslin rămâne. Și dați-mi voie să citesc câteva versete din capitolul 11. Pavel vorbește despre iudei și neamuri. Hristos a venit mai întâi la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Și tuturor celor ce l-au primit, Dumnezeu le-a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu. Și în felul acesta, planul de mântuire se deschide de la iudei și spre neamuri. Dar ce s-a întâmplat cu cei care l-au refuzat pe Iisus Hristos, atârnându-L pe lemnul crucii? Au fost tăiați afară din măslinul planului lui Dumnezeu, din Hristos. Versetul 17 din capitolul 11. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, tu care nu aparțineai de poporul evrei, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș,
grăsimii, rădăcini și grăsimii măslinului nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat. Au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai acolo prin credință. Nu te îngânfa, dar ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Lasă-mi voi spune o întrebare. Cu cine vorbește Pavel? Oameni de afară? Nu, cu cei care au fost altoiți de mâna lui Dumnezeu în măslinul care este Hristos. În măslinul care este Hristos. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu, ramurile firești nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altfel vei fi tăiat și tu. Altfel vei fi tăiat și tu. Observați capitolul 8, care vorbește de 16 ori despre Duhul Sfânt și vrea să ne aducă în acest spațiu al puterii lui Dumnezeu, al vieții, nu exclude pericolul de a fi tăiat afară din măslin, afară de faptul că îmbucățesc Scriptura și le combin cum îmi place. Dar secvența revelației mă obligă la o astfel de concluzie. Prezența Duhului Sfânt nu elimină pericolul tăierii din măslin. Dar dacă așa stau lucrurile, cum operează Duhul Sfânt în viețile noastre? Duhul Sfânt ne ajută, în primul rând, la rezolvarea păcatului, în al doilea rând, la prevenirea păcatului. Duminica trecută am vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în rezolvarea păcatului. Am văzut că Duhul folosește două instrumente, legea lui Dumnezeu și comunitatea lui Dumnezeu. Așa a fost și în Vechiul Testament, așa este și în Noul Testament. Prin legea lui Dumnezeu, El ne dovedește vinovați, dar legea mai are o funcție, să ne ducă la Hristos, să ne ducă la soluția lui Dumnezeu. Și în Vechiul Testament, soluția lui Dumnezeu era reprezentată prin marele preot și prin jertfă în cortul întâlnirii sau în templul de mai târziu. Dacă cineva a păcătuit și venea prin ascultarea credinței la altar, Dumnezeu ierta păcatul, se reîntorcea în relație cu Dumnezeu și pleca acasă iertat. Dacă se întâmpla ca păcatul nerezolvat să-l împietrească, în bunătatea lui, Dumnezeu, care nu dorește moartea celui păcătos, trimitea profetul pe scena istoriei. Și profetul era ultima strigare a lui Dumnezeu. Venea cu vaiurile profetice anunțând pedeapsa, în nădejdea că poporul se va întoarce la Dumnezeu. Dar dacă ai călcat și legea, și cortul, și prorocul, urmea exilul. Despărțirea de Dumnezeu. Dragii mei, lucrurile stau la fel și în Noul Testament. Rolul Duhului Sfânt este să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Cel care primește această lucrare a Duhului este adus la scaunul Harului, la soluția lui Dumnezeu și acolo găsim și jertfă și mare preot, găsim mijlocitor și jertfă de ispășire. Dar dacă cumva păcatul a început să ne împietrească în Harul Lui, Dumnezeu îl trimite pe fratele meu la ușa inimii mele, să bată acolo, să-mi spună, hei, ai păcătuit, trebuie să rezolvi problema. Doar când ai călcat în picioare toate resursele lui Dumnezeu, urmează tăierea afară din măslin sau din comunitatea lui Dumnezeu, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Dar Duhul nu rezolvă doar păcatul. Duhul este acea nemărgită mărime a puterii lui Dumnezeu care poate preveni păcatul, care îmi poate da puterea să biruiesc ispita, să trăiesc o viață de biruință. Și despre asta am dorit să vorbim în dimineața aceasta. În capitolul 7, versetele 6, Pavel ne spune că am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta, legea care ne acuza pentru că păcatul era prezent în viața noastră, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după slova veche. Oare ce are Pavel de spus despre această slujire a lui Dumnezeu într-un duh nou, cu ajutorul unui duh nou, care nu este duhul meu, ci este duhul lui Dumnezeu care a coborât în mine să mă împuternicească la trăirea vieții creștine? Să fie oare vorba despre o a doua experiență, după care foarte mulți creștini umblă?
Da, am intrat pe poartă, sunt copilul lui Dumnezeu, dar tânjesc după acea realitate spirituală care să-mi dea în sfârșit libertatea de a trăi o viață de biruință. Indiferent cum am numit aceste două experiențe, spuneam, poate fi numit botezul cu Duhul Sfânt sau poate fi numit umplerea cu Duhul Sfânt, întrebarea pe care o pun lui Pavel, eu nu știu răspunsul, există oare o astfel de experiență? Aduceți-vă aminte de lucrurile despre care am început să vorbim data trecută. Pavel ne spune că legea Duhului de viață, care biruiește legea păcatului și a morții, în mine există o carne, uitați-vă la mine, da? Carnea asta, odată atinsă de păcat, este supusă morții, ne spune Pavel. Dar atunci când sunt născut din nou, Dumnezeu trimite o altă realitate spirituală în mine, Duhul lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vin să locuiască în noi. Și această lege a Duhului de viață, care poate birui legea păcatului și a morții, rămâne operantă doar în Hristos Iisus. Doar în Hristos Iisus. Dumnezeu ne spune un lucru extraordinar în versetul 32 din Roman 8. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Împreună cu El toate lucrurile. Observați, legea Duhului de viață nu mi se împrumută mie. Spuneam data trecută, nu vii la Hristos ca la o pompă de benzină în care alimentezi ca să 400 de kilometri, 600 de kilometri să fii independent, autonom. Domnul Iisus Hristos este priza din care, în momentul în care ai scos fișa, ai murit. Cu alte cuvinte, El este vița. Viața nu e mlădiță. Dacă vrei să trăiești, să ai fi o viață roditoare, trebuie să stai legat de El. De aceea Dumnezeu este gata să ne dea toate lucrurile, dar numai împreună cu El. Ascultați-L pe Pavel vorbind de fesenilor. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În Hristos. În Hristos. Avem tot ce a pregătit Tatăl pentru noi. Fără El, n-avem nimica. Observați, aici nu e vorba de o religie, de o biserică. Nu spune că la baptiști ai totul, la penticostai n-ai decât jumătate sau invers. Ce aici spune, în Hristos ai totul, fără El n-ai absolut nimica. Și asta transcende gardurile pe care noi le-am pus între noi. Ascultați-L pe Pavel, versetul 4 din capitolul 1 din Efeseni. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce, în Hristos și prin Hristos, am fost răscumpărați, iertați, înfiați, făcuți moștenitori și pecetluiți cu Duhul Sfânt. Toate în El, toate prin El. Vă mirați că Pavel strigă la sfârșitul capitolului 7 din Roman, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și dați-mi voie să citesc următoarele patru versete. În adevăr, nu este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-un trup ca al meu, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. De ce? Pentru că în urma lucrării Lui și a coborârii Duhului Sfânt, porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. N-ar trebui să uităm niciodată. Noi am fost creați legați de Dumnezeu și rămânem dependenți de El. În legătură cu El, avem totul, despărțiți de El, n-avem nimic. Dar atunci când șarpele ne-a ispitit în grădină prin Adam și prin Eva, a vrut să ne separăm de Dumnezeu, având impresia că putem fi ca Dumnezeu, ca Dumnezeu. Și ne-am pomenit cunoscând binele și răul, dar fără putere de a face binele, ci doar răul. Uitați-vă la lumea în care trăim. Legea Duhului de viață rămâne operantă doar pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Dar cum ajungi acolo și cum rămâi acolo? Dragii mei, a fi în Hristos este o alegere.
Am spus-o la trecută și o repet și acum. Este o alegere din pricina libertății pe care Dumnezeu a dat-o omului prin creație și pe care noi a luat-o prin răscumpărare. Libertatea de a alege între viață și moarte rămâne fiecăruia dintre noi. De ce? Nu știu de ce. Dar în versetul 10 din capitolul 8, Pavel spune: și dacă Hristos este în voi, ori asta nu poate fi decât un creștin, Hristos nu locuiește în necreștini. Dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Uitați-vă la cele două realități. Trupul nostru ne trage spre moarte, în timp ce Duhul lui Dumnezeu ne trage spre El. Simțiți tensiunea aceasta incredibilă din fiecare dintre noi? Pavel ne-a descris-o în versetele precedente din capitolul 7. Vreau să fac bine, răul care nu vreau să-l fac, iată ce fac, nenorocitul de mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Așadar, conchide el cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu. Cu carnea, cu firea pământească, slujesc legii păcatului. Și cele două legi sunt legi contradictorii, care ne trag în două direcții distincte. Cu alte cuvinte, cum arată un om? Un om născut din nou, care este condiția umană? Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Crucea este poarta pe care intri în împărăția lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Iisus. Odată intrat înăuntru, aș avea bucuria, plăcerea, dorința să nu mai am probleme cu omul vechi, să-l fi răstignit și dezbrăcat, să nu mai simt ispitele trupului acestuia, să pot trăi, să mă pot bucura de puterea lui Dumnezeu care lucrează în viața mea. Dar nu știu de ce, Dumnezeu m-a lăsat între două șoapte, între două drumuri, între doi Dumnezei și mă pune să aleg mereu. Alegerea o fac eu, puterea de a păși mi-o dă El. Porunca legii este împlinită în noi, adică putem trăi în ascultare de Dumnezeu, doar dacă trăim după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile firii pământești, ne-a spus versetul 4. Și aceste două îndemnuri le veți găsi în tot capitolul 8. De aceea amintește așa de multe ori de Duhul Sfânt Pavel în capitolul acesta. În adevăr, continuă versetul 5, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Observați, umblarea înseamnă un drum, o direcție. Destinul este o moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Pace cu Dumnezeu, pace cu noi înșine, pentru că legea nu ne condamnă în niciun fel. Dați-mi voie să le iau pe rând, să pun prima întrebare. Care sunt îndemnurile și lucrurile firii pământești? Noi am creat o lume a religiilor. Și dați-mi voie să repet, nu știu câte oară, simple garduri pe care noi le-am ridicat. Religia este un opiu, Marx are dreptate, nu mântuiește pe nimeni, decât te buimăcește și se încurcă mintea să nu găsești calea spre Dumnezeu. Și de aceea avem impresia că dacă noi aparținem unui cult religios, suntem în ordine. Am intrat în apa botezului, am trecut de la ortodoxi la baptiști sau de la ortodoxi la penticostal sau de la... Și ne-am adormit conștiința și avem impresia că la urmă Hristos ne va aștepta cu brațele deschise. Nu uitați Matei, capitolul 7. Îmi pare rău, nu vă cunosc. Și ăștia nu erau bețivi, curvari, ci oameni care au făcut minuni în numele lui Hristos, au scos draci în numele lui Hristos, care erau implicați în viața religioasă a acestei lumi. Și de aceea este important să ai oglinda foarte clară înaintea ta. Să te verifici nu prin pretențiile tale, dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm întuneric, mințim și nu trăim adevărul, ci să-ți spună viața, să-mi spună viața după ce îndemnuri trăiesc și pe ce căi umblu. Care sunt deci îndemnurile și lucrurile firii pământești? Aș citi din epistola soră a cărții Roman din Galaten, capitolul 5, începând cu versetul 16.
Zic dar umblați după cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege, adică sub acuzarea lei, acuzarea ei. Nefiind sub lege, sunteți sub har. Fiind sub har, puterea lui Dumnezeu vă poate împuternici să trăiți după alegerea pe care ați făcut-o. Dacă umblați călăuziți de Duhul sau dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Dacă aceste lucruri care urmează sunt prezente în viața mea, dacă astea sunt lucrurile pe care le ascult și după care umblu, indiferent cum m-aș numi, țin de împărăția întunericului, nu de împărăția lui Dumnezeu. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjbile, vrăjitoria, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dați-mi voie să las Galaten, să mă mut în Colosen și apoi în Efesen, să vedeți că Duhul lui Dumnezeu vorbește aceeași limbă prin Apostolul Pavel. Capitolul 3, versetul 1 din Coloseni. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, observați, vorbește cu oamenii care au intrat într-o relație cu Dumnezeu. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Vă sună cumva vacanță? Cei care plecați la cârnă? Nu, dragii mei, este o luptă pe viață și moarte. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și Pavel în Colosen nu vorbește într-o altă cheie decât în Romani, Romani capitolul 6, versetele 12 și 13. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Întorcându-mă în Coloseni, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și Pavel înșiră aproape aceleași lucruri. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina aceasta vine nu binecuvântarea, ci mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, de vrășmășie, de lăutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Dragii mei, acela care este în Hristos își pleacă urechea la șoapta Duhului și umblă după chemarea Duhului. Acela care este în Hristos se străduiește să lasă pe Duhul lui Dumnezeu să cioplească în el un nou chip, să dezbrace de pe el vechiul chip. Și aveți înaintea voastră doar lucrurile pe care Pavel le înșiră în Efeseni de data aceasta. Omul vechi, faptele firii, faptele trupului care trebuie omorâte și răstignite prin puterea Duhului Sfânt, minciuna, hoția, amărăciunea, mânia, iuțimea, strigarea, neînțelegerile, certurile, dezbinările, clevetirea, răutatea, curvia, necurăția, lăcomia de avere, beția sau lipsa cumpătării, în orice domeniu, vorbele nechipzuite, vorbirea stricată, glumele proaste,
cuvintele porcoase. Cei ce fac astfel de lucruri, citiți cu mine, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Observați, toate acestea sunt spuse pocăiților, bisericii, din Efes, din Colose, din Galatia, din Roma, bisericii. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce? Versetul 7 din Romani 8. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Ori după știința mea, din câte am citit în Biblie, vrășmașii lui Dumnezeu vor fi făcuți așternut al picioarelor Fiului lui Dumnezeu. Vor fi călcați în teascul vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu. Nu vor fi pe tron alături de Dumnezeu? El trebuie să împărățească până va pune pe toți vrășmașii așternut al picioarelor Lui. Deci, cei ce sunt pământești, adică cei ce pleacă urechea la șoapta firii și umblă după lucrurile firii pământești, nu pot să placă lui Dumnezeu. Dacă zice amin și aș pleca, a zice ce neagră a fost dimineața. Dar aduc o veste bună, versetul următor, versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, citiți cu mine. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește... Asta este întrebarea care mi-o duică textul. Ce înseamnă în adevăr în voi? Vestea este extraordinară. Voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și Pavel conchide, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Cum aș putea spune că Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în mine când nu mă poate dovedi vinovat în ce privește păcatul? Nu vreau să-L ascult. Nici nu vreau să mă despart de păcat. Îmi place păcatul. Nu-i așa? Nu pot spune Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în mine. Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în noi sau în mine atunci când are libertatea să mă ajute în rezolvarea păcatului și are libertatea să mă împuternicească pentru prevenirea păcatului. Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în noi când are libertatea să facă ceea ce i s-a dat să facă în noi. Ori din câte știm, Duhul Sfânt este avocatul Domnului Iisus Hristos, nu este jucăria mea cu care să, în care să-mi găsesc plăcerea, ci este avocatul lui Hristos în inima mea și pledează cauza lui Hristos în mine. Și de aceea vom vedea în segmentul următor de text că El mijlocește pentru noi cu suspine de negrăite după voia lui Dumnezeu, nu după voia noastră. El nu este la dispoziția noastră, este la dispoziția lui Hristos. Dar două lucruri s-au încredințat Duhului Sfânt. Pe de o parte, să mă ajute să rezolv păcatul și în al doilea rând să mă ajute să biruiesc păcatul, să nu accept păcatul în viața mea. Și când Duhul poate lucra aceste lucruri, El locuiește în adevăr în mine. În al doilea rând, Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în noi doar dacă are libertatea să rodească în mine. Dragii mei, pentru că Duhul lui Dumnezeu este un Duh, nu-L pot prinde, nu-L pot arăta, nu pot pune mâna pe El, am foarte mare nevoie de dovezi ale prezenței Lui. Nu-i foarte simplu ca să vă rog să rostiți împreună cu mine, Iisus Hristos este Domnul. Spuneți, Iisus Hristos este Domnul. Să presupunem că aș ieși de aici, aș întâlni un bețiv care nu are nimica cu Hristos și l-aș opri și i-aș da 10 lei și a zis, zi după mine, Iisus Hristos este Domnul. A repetat după mine pentru 10 lei? De 10 ori probabil, da? Și dacă promit că îi mai dau încă 10 lei, nu se termină o jumătate de oră din povestea asta. Dar asta nu înseamnă că am vorbit prin Duhul Sfânt și de aceea avem nevoie de dovezi puțin mai palpabile ale prezenței Duhului Sfânt. Dragii mei, nu uitați, este o singură dovadă care, fără greș, va arăta spre prezența Lui roada Duhului. Duhul locuiește în adevăr în mine când poate rodi ceea ce L-a trimis Fiul să facă în inima mea.
Roada Duhului, continuă Pavel în Galateni 5:22, este dimpotrivă dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, stăpânirea de sine sau înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu este lege. Cu alte cuvinte, aceste lucruri legea lui Dumnezeu nu le condamnă. Pentru că legea lui Dumnezeu nu le condamnă, puterea lui Dumnezeu este liberă să lucreze în noi. Observați lucrurile Duhului în comparație cu cele ale firii? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, puterea de a ieși din competiția afirmării de sine, că asta este blândețea, înfrânarea poftelor, dorinței de a avea neapărat dreptate, de a călca pe celălalt, de a da din coate, stăpânirea de sine. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu trăiesc în secolul I în Roma, să asist la răstignirile romane. Erau publice, dragii mei, toată cetatea trebuia să fie acolo și trebuia să asiști la tot ce ochii tăi vedeau și sufletul tău gemea în momente respective. Răstignirea nu e un lucru plăcut. Nu știu de ce folosește Pavel cuvântul acesta. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă aștepți ca 10 zile după ce te-ai botezat să dispară problemele astea în viața ta, te înșeli. Le vei purta cu tine cât vei trăi. Vei sta mereu în acea furcă edenică, alegerii între viață și moarte, între șoapta firii și șoapta Duhului. Și Pavel spune, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne și pismuindu-ne unii pe alții, ca să nu fim sfâșiați, mâncați unii de alții. Lasă-mi voie să mă apropii de concluzii. Ce mi-a spus Pavel în textul acesta din Romani? În primul rând, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Nu vă adormiți conștiința cu religia în care vă aflați. Nu vă ajută la nimica. Dumnezeu ne cheamă nu la o religie, ci la o relație. La o relație atât de intimă încât El însuși vine să locuiască în inima noastră prin Duhul Sfânt. Transformă trupul acesta atins de păcat într-un templu al Duhului Sfânt. Și lucrează nu din afară, ci din lăuntru în noi. De acolo vin șoaptele, de acolo vine puterea. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Un al doilea lucru pe care ni l-a spus Pavel, când am privit secvența revelației, creștinul și legea, creștinul și Duhul Sfânt, pericolul tăierii din măslin. Prezența Duhului Sfânt în noi nu elimină pericolul. Nu elimină pericolul căderii, pericolul tăierii din măslin. De aceea credința mă duce în spațiul în care operează puterea lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu, care este nemărgită mărimea puterii Lui, operează pe de-o parte prin cuvântul Lui, și de aceea trebuie să-mi fac timp pentru El și prin comunitatea Duhului. Și dacă mă așez în spațiul acela în care operează puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi garantează ajungerea la țintă. Vom vedea în duminica viitoare. Confirmă înfierea în adâncul meu și îmi garantează faptul că planul lui Dumnezeu este desăvârșit. Deci prezența și lucrarea Duhului Sfânt, nu uitați, nu elimină pericolul tăierii din măslin. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții și va fi supus morții până când îl vor mânca viermii. Și moartea se va fi dovedit. Dar Duhul nostru este viu din pricina Duhului lui Hristos care locuiește în noi. Și versetul 11 continuă. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos din morți este în voi sau locuiește în voi, Cel ce l-a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi.
Vorbește Pavel despre o experiență spirituală care să mă ridice deasupra frământărilor și lupte cu păcatul? Eu n-am găsit-o în capitolul 8, dragii mei. Indiferent cum aș numi această experiență, această tensiune dintre trup și duh va rămânea. Sunt lucruri potrivnice unii la altora. Nu puteți face tot ce voiți. Nu puteți face tot ce voiți. Cu alte cuvinte, imaginea din fața voastră, luați-o pe retina sufletului și duceți-o cu voi. Este vorba de cel din împărăția lui Dumnezeu. Ca legea Duhului de viață să opereze în mine, trebuie să aleg să ascult de Duhul. Și Dumnezeu va despica Iordanul înaintea mea, nu eu. Dar El așteaptă de la mine să-mi exercit această libertate pe care mi-a dat-o, să tânjesc după viață, să îndrăznesc să pornesc în direcția ei și voi descoperi că puterea de a merge în direcția respectivă mi-o va da El prin Duhul Său cel Sfânt. Prezența Duhului nu ne ia libertatea de a alege între viață și moarte. Deci Pavel, îmi pare rău, m-aș fi bucurat, dar nu mi oferă o astfel de experiență care să-mi garanteze o biruință necondiționată, pentru că am ajuns undeva, am gustat ceva, am trăit ceva. Așadar, fraților, conchide Pavel, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Aveți textul pe ecran, dar nu-i foarte greu și îl puteți repeta împreună cu mine. Eu cred că asta ar trebui să fie atitudinea unui copil al lui Dumnezeu. Să-și repete mereu lucrul acesta. Nu mai datorez nimic firii pământești ca să trăiesc după îndemnurile ei. Spuneți cu mine. Nu mai datorez nimic firii pământești ca să trăiesc după îndemnurile ei. Dacă eu am această conștiință în mine și când vine ispita, am curajul să spun, înapoi a mea satanul. Înapoi a mea satanul. Dar observați, versetul următor vine și aduce în concluzia lui Pavel tot ce am spus în dimineața aceasta. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. După care versetul 14 conchide. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu nu se cunosc după cântările care le cântă, după banii pe care îi pun în perș, după prezența lor la adunare. Fiii lui Dumnezeu se cunosc după direcția în care merg. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, după ce vorbesc, ce gândesc, cum se poartă. Fiii lui Dumnezeu se cunosc după faptul că umblă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Duhul locuiește în adevăr în noi dacă ne lăsăm călăuziți de El. Și dați-mi voie să închei cuvintele Domnului Iisus. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Doamne Iisuse, Tu care ai biruit moartea, ai nevoie de mine să adun împreună cu tine? Nu poți aduna tu singur. Vrei să mănânci pâine? Ia partea lui și fă-ți partea ta. Ia bobul acela care conține taina vieții, pune-l în pământ, ai grijă de el. Observați, viața creștină este o conlucrare cu Dumnezeu. Faptul că El face 999,999%, asta este altă problemă. Dar partea aceea, acel dorință și pas pe care să-l fac pășind în apa Iordanului, este treaba mea. El va despica Iordanul. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să înțelegem Scripturile, să acceptăm Scripturile și prezența Lui să ne dea biruința în Hristos Iisus. Amin.